Acordarea gratuităților rovinietele auto este un drept legiferat al persoanelor cu handicap sau însoțitorilor acestora. Scutirea de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale se acordă acestor categorii în baza unei cereri. În județul Giurgiu, numărul solicitărilor a crescut în ultimul an. Astfel, dacă în anii anteriori acordarea acestui drept era solicitată de cel mult 6 persoane anual, în 2013 se depun cel puțin 10 cereri pe lună. Numai jumătate din acestea primesc un răspuns favorabil. Printre motivele pentru care acordarea gratuității este respinsă se numără: persoanele încadrate în grad de handicap care au autoturism în proprietate nu au autoturismul adaptat dizabilității. Persoanele care susțin că au în îngrijire persoane cu handicap nu pot face dovada că le au efectiv în îngrijire, întrucât locuiesc la adrese diferite, uneori chiar și în localități diferite. Persoanele care au în îngrijire persoane cu handicap nu pot face dovada că dețin în proprietate autoturismul respectiv, întrucât acesta este înmatriculat în Bulgaria. Rovinieta este valabilă o perioadă de un an de zile și se eliberează persoanei cu handicap care deține autoturism adaptat handicapului sau persoanei care are în îngrijire o persoană cu handicap în urma unei anchete sociale care să ateste calitatea de îngrijitor. Cererea privind acordarea acestei gratuități se depune la primăria din localitatea de domiciliu sau la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu din șosea Alexandrei numele 7-9. Cererea trebuie însoțită de următoarele documente: carte de identitate, certificatul de încadrare într-un grad de handicap, carte de identitate a autoturismului, certificatul de înmatriculare, care atestă faptul că autoturismul este adaptat dizabilității, în cazul în care proprietar al autoturismului este persoana cu handicap. De asemenea, cei care au în îngrijire persoane cu handicap trebuie să facă dovada în acest sens printr-o anchetă socială efectuată de către primăria din localitatea de domiciliu. De asemenea, persoanele cu handicap au dreptul la parcarea gratuită pe locurile special rezervate în baza unui card legitimație. Documentul se eliberează de Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei în termen de 30 de zile de la depunerea cererii și are valabilitate pe tot teritoriul României.